Preasfințitul Părinte Antonie, episcopul de Bălți, alături de un sobor de preoți, a sfințit duminică 28 iulie 2024 două troițe în parohia Ipatele, județul Iași. Sfințirea celor două troițe s-a săvârșit cu binecuvântarea în al preasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, iar edificarea acestora s-a datorat arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu. Prima troiță, închinată Bunei Vestiri și Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României, a fost sfințită de către Părintele Episcop Antonie și de soborul slujitorilor. Aceasta a fost înălțată prin contribuția familiei Posterna, Costică și Viorica alături de copii spre cinstirea Maicii Domnului și a Sfântului Apostol Andrei. Troița se află la intersecție de drumuri pe proprietatea familiei amintite. Credem a fi cu adevărat născător Dumnezeu și cu credință o chemăm în rugăciunea cea către tine. Rugăciunea ei fără să fie auzite cerurile și rugăciunile noastre și de toate durerile sufletești și trupești. Învrednicindu-i harul și mire ce vor dorim de la tine. Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. O laudăm și o La finalul slujbei, episcopul de Bălți a vorbit celor prezenți despre importanța înălțării unei troițe. Crucea, care este pauza creștinilor, care ne apără de rău. Astăzi ne-am amintit cu toții ce putere are rău, duhul rău sau demonii asupra oamenilor atunci când noi ne permitem, pentru că hotarul puterii asupra omului este libertatea noastră. Omul, libertatea sa, poate să greșească și prin greșeală, prin păcat, cel rău poate să obțină putere asupra sufletului omului. Crucea este ceea care ține la distanță, puterile demonice și de aceea am și spus că este armă împotriva diavolului. Să fie acest semn aici pentru dumneavoastră, binecuvântare, pavăză, apărătoare de toată durerea, toată suferința, așa cum am citit și în rugăciuni. Și mulțumim în mod aparte celor care au ostenit, care au jertfit din puținul lor ca să fie așezat acest semn. Mulțumim domnul Constantin, împreună domnul Viorica, împreună cu familia lor, este jertfa lor și așa cum am citit în rugăciune, să le fie ajutor atât lor, titorilor, cât și fiecare de dumneavoastră care veți trece pe alături și veți însemna cu semnul cruce și veți spune Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Părintele stareț Nicodim a apreciat jertfa pe care familia Posternac a depus-o la edificarea troiței realizată în Basarabia. Aducem laudă, mulțumire milostivului Dumnezeu, care a lucrat frumos, cum bine Dumnezeu le așează pe toate. Îmi face cinste să vorbesc despre acest destoinic fiu duhovnicesc al Sfintei noastre mănăstiri, adică fii duhovnicești, soș, soție, domnule primar emerit, domnul inginer și doamna inginerul Viorica, care, iată, s-a străduit să pună la intersecție un nou indicator spre împărăția lui Dumnezeu. Când ridicăm o troiță, cum un alt preasfințitul canonic spunea la sfințirea troiții din satul meu natal, unde am ridicat o prea frumoasă troiță, și părintele Florin a repetat de câte ori, care este foarte plăcută când auzim indicator spre împărăția lui Dumnezeu. Îmi face cinste să vorbesc despre fiul meu duhovnicesc, deoarece atât lucruri frumoase și plăcute înaintea lui Dumnezeu, dar și a comunității unde a condus-o, aș putea spune, 10 de ani, cu multă demnitate, cu multă credință în Dumnezeu, în primul rând. Și atât aici, domnul primar, domnul inginer, a dorit să ridice această Sfântă Troiță în cinstea Maicii Domnului, care este Buna Vestire, unde destinsa doamna ingineră, fiica mea duhovnicească, împlinește de fiecare dată
ofer o masă în Sfânta noastră mănăstire în semn de mulțumire pentru anii care îi împlinește și a fost ridicată bună vestire. Iar fiica Andreea, pruncul Teodor Nectarie, Cristian Ginerile, care și la locul rândul lor, pe spatele acestei frumoase troițe, ocrotitor Sfântul Apostol Andrei. Este lucru plăcut și înaintea lui Dumnezeu, cum am mai spus și a oamenilor, un gest nobil care îl face și un bun creștin adevărat, iată ce face, ridicând o cruce, o troiță, aduce ofrandă Maicii Domnului, mulțumire Maicii Domnului, până la urmă Preasfinția voastră, domnul inginer, a făcut-o cu doamna ingineră și familia împreună pentru a aduce slavă, mulțumire Maicii Domnului pentru toate darurile revărsate asupra casei, familiei dumnealor și tot timpul când vede că nu plouă, vine la icoana făcătoare la Maicuța Domnului, Maicuța Domnului strigă, am nevoie de ploaie. Și Maica Domnului răspunde cu drag, fiindcă omul acesta și soția, sora Viorica, sunt aproape alături de biserică, Preasfinția voastră. De altfel, mă bucur că în devenire și pot să spun că a început chitoria și la Preasfinția voastră în Basarabia, unde ne străduim să ridicăm Paraclisul și Catedrala Arhiepiscopie de Bălți. Țin să mulțumesc cu îngăduința Preasfinției voastre în al Preasfințul Părinte Teofan, Preasfințul Părinte Nichifor Botoșăneanu, care a mijlocit pentru prezența și rugămintea mea să fiți prezent astăzi în această frumoasă comună, comunitate, și în ultimul rând la meritul domnului inginer și doamna ingineră, meritați să fiți prezent Preasfinția voastră, că este iubitor de Hristos, de Dumnezeu, de cele sfinte și de ierarhi. Vă mulțumesc, domnul inginer, încă o dată și doamna ingineră, Andreea și Cristian și fiunuțul meu, Teodor Nectarie, pentru dragostea frăților voastre și cu siguranță văd că sunteți fericiți și plini de lumina lui Hristos atât timp cât prezența Preasfințitului este în mijlocul nostru, care va blagoslovi și binecuvântat. Nu oricând avem această ocazie, ierarhul să ne sfințească o troiță, că suntem nu puțini, suntem mulți. Zona Moldovei, Bucovine, de-abia să facă față la Preasfințitul nostru, Preasfințitul, și atât Preasfințitul, cu suflet mare, din când în când, vine și spre noi, spre Moldova, și să ne ajute. Preasfinția sa, alături de soborul preoților și în prezența credincioșilor, a sfințit apoi cea de-a doua troiță. Aceasta a fost ctitorită în urmă cu mai mulți ani de către familiile Merișescu, Constantin Merișescu, Victor și Dumitru Veronica, alături de copii. Preasfințitul Antonie a vorbit despre importanța semnului Sfintei Cruci în viața oamenilor. Voastre, așa cum se cuvine, să vă însemnați cu semnul crucii când treceți aici, pentru că atunci când ne însemnăm cu Sfântul, cu semnul Sfintei Cruci, ne facem prezent, de fapt, Mântuitorul Iisus Hristos. Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos este nedespărțit de semnul crucii. Noi, când ne însemnăm, Mântuitorul Iisus Hristos este prezent. De aceea este foarte important să știm acest lucru, pentru că semnul crucii este cel care alungă tot Duhul și toată lucrarea și aia de la sufletul creștinului. Părintele Stareț a evidențiat cu acest prilej efortul pe care l-a depus Părintele Nicolae Tverdostup de la parohia Romanovca la edificarea primei troițe. E a șasea troiță care s-a luptat cu toate duhurile cele văzute și nevăzute ca să poată ajunge în România cele șase troițe. Unde sunt? Două sunt în Bucovina, Horodnic, Șerbăuț, avem la Urhița una asemănătoare cu a domnului primar, avem la Vaslui, la Părintele Cosmin, Pastorul Cultural. Mulțumesc pe această cale fiilor mei duhovnicesc care mă susțin în toate lucrurile frumoase și chiar la cele 10 tone de alimente au contribuit și dumnealor și le mulțumesc pe această cale și tuturor care vor pune acolo mânuța și o cărămidă unde ridicăm paraclisul. Să știți că Episcopia de Bălți, Episcopia din Cioș, nu are nicio catedrală, nicio biserică și este un loc foarte rusificat. Sunt peste 10 tone de produse alimentare care, bineînțeles, cu sprijinul frăților voastre, reușește Părintele să le procure și noi la rândul nostru să putem să le adunăm
familiilor nevoiași. Vă mulțumim tuturor, mulțumim Părinte Salis încă o dată. Și... A urmat cuvântul de recunoștință al ctitorului Costică Posturnac, primar emerit. Vreau să-i mulțumesc Părintelui Stares pentru că, ca de fiecare dată, ne-au dat binecuvântare să facem ce și-am convenit împreună. Am ținut neapărat acolo la Casa Fetii să fie o troiță care să aibă ca hram Buna Vestirii, ziua de naștere a soției, iar pe partea dinspre casă să fie Sfântul Andrei. Am avut câteva încercări cu privire la realizarea ei, pentru că meseriașii din Moldova nu mai avusese o asemenea comandă. Mulțumesc, Părinte Stareț, că ați fost de acord cu ce și am gândit eu și că am reușit să construim, să punem troița la locul ei. Și vă spun că la momentul la care oamenii din Moldova au terminat de pus ultimul bucățică din troiță și au așezat-o la locul ei acolo, în 5 minute, așa cum a fost acum 2 ani la Bali, la troiță, s-a întunecat, nu s-a mai văzut nici în cer, nici în pământ, a început să toarne cu de toate, cu gheață mai mare, cu mai mică, pe sat și pe zona aceea acolo, și o bucățică de sus, din dealul mare, și a continuat după aceea și ne-a blagoslovit Maica Domnului cu 31 de litri de apă. Era așa. Așa a fost toată ziua aia cât am. Și spun că mare este puterea Maicii Domnului, mare este puterea Apostolului Andrei, mare este puterea lui Dumnezeu. Pentru că eu, la momentul terminării troiții, am văzut că undeva, acolo sus, cineva, bunul Dumnezeu, a știut ceea ce ne dorim și ne doream și motivul pentru care am făcut troița, am reabilitat-o pe asta, care, din vorbele populare, foarte multă lume, când trece pe acolo, se speria de troiță. Foarte multă lume, foarte mulți și caut acolo, și cu ea acolo, cum arată. Mi-am dat seama că miile, sutele de mii de oameni care au trecut, s-au închinat la dânsa acolo, i-au dat o putere extraordinară. Iar mie mi-au dat 3-4 săptămâni de încercări continui. Încercări continui pentru că probabil că undeva și eu, în străfund, aveam o problemă cu ea. Dar nu m-a lăsat până când n-am reușit să o aducem la stadiul la care o vedeți. Să nu uitați să faceți. Să nu uitați să faceți. Să nu uitați să fiți acolo unde se face ceva. Pentru că degeaba fac eu. Trebuie să facem toți. Pentru că toți suntem creștini ortodoxi. Și toți avem o cruce pe care trebuie să o purtăm și să o ducem cu stimă și cu respect, să nu lăsăm să vină peste noi alții, că ne încalică. Credincioșii au sărutat icoanele ocrotitorilor primei troițe și lemnul Sfintei Cruci, iar la final au primit câte un pachet cu alimente.